Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim împreună ceva bun pentru iarnă. Pastă din carne tocată la borcan. Cu toții cunoaștem acele conserve din carne tocată din magazin. Eu vă invit să pregătim împreună ceva simplu și gustos acasă. Ce avem nevoie pentru această rețetă? 1 kg de carne tocată. Eu am aici carne tocată de porc. Am folosit 800 de grame de pulpă de porc și 200 de grame de ceafă de porc. Ceafa de porc are o textură mai fină, cu ceva urme de grăsime, deci carnea nu va fi foarte, foarte fadă. Mai avem nevoie de 50 de ml de vin alb, un vârf de linguriță de cimbru, o linguriță cu vârf de sare, piper și 2 căței de usturoi pisați fin. Cum procedăm mai departe? Peste carnea tocată punem vinul alb, să fie vin alb sec, da? O linguriță rasă de cimbru uscat, o linguriță cu vârf de sare, în descriere veți găsi și în grame cum trebuie pus, plus încă jumătate de linguriță de sare ca să nu fie nesărat. Piper proaspăt măcinat are alt gust. Eu voi pune o linguriță rasă. Puteți pune un vârf de cuțit dacă nu vreți iute. Și 2 căței de usturoi pisați. Am 2 borcane de 400 de grame și amestecăm. Frământăm bine compoziția până când se leagă. Apoi o punem în borcane. Trebuie să fie bine legată, da? Așa să arate. Îndesăm bine. Eu voi folosi un chisoi de usturoi. Să nu fie goluri de aer. Trebuie să rămână borcanul gol aici, marginea aceasta. Mi-a rămas o mână de compoziție. Voi face o chifteluță, un hamburger pe tigaie și îl voi mânca așa. Punem capacele. Mergem acum la cuptor. Am așezat borcanele într-un vas care merge la cuptor, căptușit cu o cârpă de bucătărie. Aici am carnea în suc propriu, iar aici am conserva de carne tocată. Completez cu apă până aici, da? Să fie. Și apoi mergem la cuptor la o temperatură de 100 de grade pentru 2 ore. După aceste 2 ore, stingem focul și lăsăm totul până mâine în cuptor. Facem sterilizarea. Nu uitați să puneți apă, da? Până aici. Așa arată carnea noastră tocată la borcan. Este condimentată, este gustoasă, este mult mai bună decât carnea conservată din comerț. Am făcut deasupra un strat protector de untură. Pe aceasta o dăm deoparte. Și avem carnea noastră. Vedeți, s-a întărit pentru că le-am ținut la frigider borcanele, iar în rest este o gelatină delicioasă făcută în jur. Această carne se poate servi pe felii de pâine, putem pune pe platouri alături de legume, se poate servi în orice fel. Este atât de bună încât creează dependență. Vă recomand să probați rețeta. Să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Vedeți că mai am și alte rețete pe acest canal și pe blogul Poftă Bună, Rețete cu Gina Bradea. Putem găti gustos, sănătos și nu atât de complicat.
Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai gătim împreună și alte rețete. La revedere!